Angajații spitalului cer demisia directorului. Vă bateți joc de colectiv. Vă bateți joc de tot. Eliberați din funcții în ilegal. Ei terorizează. La și toți lucrătorii, eu vă spun, n-am nimica cu doamna, dar cei ce văd eu timp de 30 de ani, n-am văzut așa ceva. Dumneavoastră sunteți certată cu toată lumea. Imposibil ca să mai adunăm colectivul să fie așa unit cum a fost înainte. Directorul spitalului se apără și spune că tot ce se face este legal. Da, o dau afară pe doamna Gățapuc. Foarte corect. Este neîncredere. Eu știu că îmi fac datoria. Eu știu că toate documentația și eu pot dovedi și prin documentație. Potrivit viceministrului sănătății Gheorghe Țurcan, primăria ar trebui să soluționeze această problemă. Cu părere de rău, investiții în acest spital pe parcursul ultimilor 20 de ani nu au fost făcute. Starea lui este o stare deplorabilă. El nu corespunde cerințelor sanitaro-epidemiologice și se va hotărâ soarta acestui spital. Va fi discutat în Consiliul Primăriei. Anterior, angajații acestui spital au mai protestat față de condițiile de muncă inadecvate, dar și salarizarea proastă. Spitalul numărul 4 din Chișinău este unul dintre cele mai vechi din țară. Anual aici sunt tratați aproximativ 2000 de oameni.